să discutăm despre bani. Gelu Diaconu, fostul președinte al ANAF, este un critic fervent pe Facebook. Gelu Ștefan Diaconu a descoperit și el minunea Facebook-ului și scrie foarte multe mesaje pe Facebook. Să știți că a atras atenția asupra deficitului ăsta excesiv. Ce înseamnă lucrul ăsta? Să explicăm oamenilor că în 2016... În 2016, deși n-am auzit să vorbească cineva despre acest lucru, când s-a tras linie, și asta nu vă spun eu. A spus-o Comisia Europeană. S-a depășit deficitul de 3%. Sigur, un pic, 3,006 sau undeva pe acolo. Da. Dar s-a depășit. Fără a vedea, domnule Mănăstire, investiții majore, proiecte majore, măriri de pensii, de salarii și așa mai departe. Păi, că eu nu... bani? Păi, ați văzut dumneavoastră anul trecut să se întâmple lucrurile astea? Ați văzut? Sunteți prim-ministru, ați citat în documente. Deci au avut deficit de 3 și ceva, au depășit convenția cu Comisia, dar pe ce au cheltuit? De unde s-a dus deficitul ăsta? Pe ce? Pe salarii? Pe ce? Pe salarii, eu nu țin minte să fi crescut păi salariile. Cert e că nici colectarea n-a mers așa cum trebuie anul trecut. Și acum merge bine. Nu cât mi-aș dori de bine. Chiar nu cât mi-aș dori de bine. Și trebuie să recunosc lucrul ăsta și aici am întâlniri săptămânale cu cei de la ANAF și cu cei de la Ministerul Finanțelor. Urmăresc săptămânal această balanță, pun presiune din pozitivă, să nu se interpreteze. Din perspectiva funcției pe care o dețin, tocmai pentru că e un sector cheie. Să știți, apropo de domnul Diaconu, chiar dacă multe dintre criticile de acolo nu sunt neapărat 100% corecte, unele dintre ele chiar nu sunt, îl citesc. Eu citesc și eu și i-am îndemnat și pe colegii mei, inclusiv pe cei care ne critică, pentru că încerc să extrag de acolo partea pozitivă. Critica constructivă e foarte bună pentru cine se află la putere, fie că vorbim de un primar, de președinte, de Consiliul Județean sau de un guvern. Critica doar de dragul de a critica își pierde și bruma aia. Dacă e un adevăr acolo spus printre multe minciuni, nu-l mai vezi, se pierde. Este adevărat informația care circulă că până acum, la sfârșitul, aproape de sfârșitul lunii mai, Guvernul României prin Ministerul de Finanțe s-a împrumutat de la bănci și din piață cu o sumă de peste 4,5 miliarde de euro? Sunt împrumuturi de lucru, dacă atât le pot... de mari? Anul trecut s-a împrumutat aproximativ la fel cu ceea ce ați dat dumneavoastră anul acesta. Sunt finanțări pe stați care puțin, ministerul... că noi suntem la jumătatea anului. Ați luat 4,5 miliarde de euro împrumut? Nu, sunt lucruri care finanțează deficit, sunt lucruri care finanțează operațiunile de lucru, dacă vreți, ale Ministerului Finanțelor, sunt lucruri care finanțează creditele din trecut, care trebuie a fi plătite, toate lucrurile astea... Ce credite mai avem de plătit? Mai sunt cele care vin din spate, normal că vin... Cam cât? O sumă așa globală, nu știți. Nu știu să vă spun în mod direct ceea ce înseamnă ca și plată sau cât dintre ce ați dat dumneavoastră a mers pe finanțarea celor credite, cât a mers pe finanțare de proiecte. Dar ceea ce știu și e sigur acest lucru, că acest împrumut a fost făcut sau împrumuturile au fost făcute la cele mai mici dobânzi din istorie. Iar lucrul ăsta arată altceva, arată încrederea pe care sistemul bancar internațional o are în România, în economia României. Asta e un lucru cert. Totodată, INS-ul, și aici nu vorbim de prognoze, aici vorbim de lucruri clare, care s-au întâmplat în primele luni. INS-ul a spus creștere 5,7 pe primele 3 luni. E
Vorba aceea, case closed. Și nu m-ați văzut nici pe mine, nici pe colegii mei, ba chiar le-am cerut colegilor mei să se ducă fiecare acasă, să-și bage picioarele într-un lighean cu apă rece, să fie la fel de conectați la realitate, să nu se îmbete cu apă rece și să nu pățim ca în 2008, Doamne ferește. Să continuăm să implementăm tot ceea ce, Așadar, am propus. Nu faceți remaniere. Mai avem exact un minut din emisiune. Terminați analiza. Vreau să fiu cât se poate de clar. Sunt în dialog permanent cu Partidul Social Democrat, cel care a câștigat alegerile, cu președintele partidului, cu Liviu Dragnea. Monitorizez și eu și e normal ca și coaliția care susține acest guvern, pentru că vorbim de un guvern politic, să monitorizeze activitatea fiecărui ministru. Eu lucrul ăsta îl spun de la început, de când am ajuns în această funcție. În momentul în care simt că unii dintre ei nu merg în ritmul în care ar trebui, nu ezităm. Dar atunci când decideți dumneavoastră, nu altcineva. Da, eu nu? Sunt cel care merg și propun în fața coaliției și spun, pentru că e normal. Asta e rolul primului ministru. Deci dumneavoastră, Sorin Grindeanu, decideți. Da, dar există, nu un dialog, există un dialog cu cei care susțin și e normal să fie lucrul ăsta. Mulțumesc pentru prezență, sper să ne revedem, vă așteptăm la Dosar de Politician, pe B1 TV. Mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc domnului premier, rămâneți pe B1 TV, o seară bună, numai bine!